Aveți idee în momentul de față care este, nu știu, relația cu echipa de fotbal, cu clubul de fotbal? Este o relație bună? Ideea este, am o cunoștință. Am înțeles că zilele trecute ați discutat puțin cu directorul executiv al Rapidului, cu domnul, cu domnul Marian. Mihail Marian, da. Da, Mihail am Marian. Am discutat, urmează și... să avem și o întâlnire. Relația este, din, de până acum și din ce am discutat, de colaborare. Le oferim suport cu stadionul și cu ce au nevoie cu alteze în stadion. Și ei, la rândul lor, ne, să zic așa, ne colaborăm bine în, în orice activități dorim să facem în cadrul stadionului. Probabil că pe viitor vom încerca să colaborăm și pe alte, având în vedere că e și o academie foarte frumoasă, s-ar putea să mai împrumutăm de exemplu de pe la Academia de, de tineret și juniori, dar cred că e tot interesul pentru toată lumea să fie o relație cât mai bună, că nu văd de ce n-ar fi. Echipa de fotbal are un patron bogat, din fericire. Dumneavoastră sunteți un manager, de obicei, managerii sunt cu cifrele. Corect. Vă gândiți la un moment dat și la echilibrarea asta a bugetului să măriți chiria pentru echipa de fotbal? Nu face subiectul discuției în momentul ăsta. Criteriile de chirie sunt pe un raport de evaluare făcut de niște firme autorizate. Nu vrem să sărim acel barem, adică ne încadrăm în ceea ce ni se impune din raport de evaluare, fiind un stadion al ministerului, practic, sunt niște cifre niște care trebuie niște grile, să... probabil, exact, nu? Da, exact, care trebuie să respectate. Exact. Peste sumele alea nu o să încercăm să încărcăm clubul de fotbal, că până la urmă e tot Rapid, tot al nostru, tot noi suntem, adică e împreună. Tot din familie. Familia Rapidului, da, trebuie să, să coexistăm și să funcționăm împreună pe o rație de colaborare, respectând și anumite criterii legale, că asta cu raportul de evaluare care îl face ministerul, sub acel plafon nu putem închiria.